Bună seara, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la Viața la Superlativ. Deși viața e grea, noi o vedem la Superlativ și încercăm să vedem cum ar fi ea la nivelul normalului. Pentru că ce este normal astăzi în multe minți a devenit anormal. Împreună cu noi se află, ca și săptămâna trecută, pastorul dr. Florin Ianovici de la Biserica Pentecostală Betel București. Bine ați revenit! Bine te-am găsit, Cornel, și bine v-am găsit pe fiecare dintre noastre. Atunci ne luăm cu tu. Să înțeleg. Da, sigur. Da? da, absolut. Săptămâna trecută am vorbit despre voia lui Dumnezeu, care este o chestiune foarte clară în Sfânta Scriptură, sfințirea noastră. Problema noastră este că noi confundăm de multe ori alegerile noastre cu voia lui Dumnezeu. Și am vorbit despre câteva criterii pentru care ar trebui să alegem sau prin care ar trebui să alegem bine. Ai vrea să recapitulezi Sigur. puțin aceste criterii pentru că a urmat sau trebuia să spunem mult mai multe lucruri și n-am apucat să le spunem în trecut, trecut, de aceea am făcut-o... Sigur, făcând distinția între faptul că voia lui Dumnezeu este întotdeauna duhovnicească și asta mă ajută pe mine, omul de rând, să nu mă sperii când sunt în fața unei alegeri dar și să înțeleg că de fapt alegerea este ceea ce ne preocupă pe noi și că de fapt formularea o sau nu o fi voia lui Dumnezeu este pur și simplu un mod în care ne-am învățat prin care ne-am învățat să ne exprimăm și care de multe ori aduce confuzie. Deci alegerea are la bază o întrebare dacă mi este sau nu mi este de folos și a trebuie să urmărească propriu-zis să-i numim așa piloni sau, dacă vrem, patru puncte de sprijin. Prima ar fi relația cu Cuvântul lui Dumnezeu. Am numit-o relația cu Cuvântul lui Dumnezeu pentru că avem tendința, uneori zic eu, uh, ușoară, light, de a deschide Biblia, fie de a căuta versete numai specifice problemei mele, altele nu mă interesează, că Dumnezeu. M -m -m nu e atât de important și în celelalte, Nu am problema pe care o am. Sau fie, zic eu, mai rău de atât să deschid Biblia la întâmplare, căutând o voință sfântă și deschizând cu degetul sau având în minte o cifră și căutând astfel să mă eu că aceasta este voia de Dumnezeu. Am mai auzit mai nou acum că dacă vrei să afli răspunsul la întrebarea ta, dacă deschizi Biblia la întâmplare și în pasajul pe care îl citești sunt mai multe dauri, înseamnă că o fi da. Dacă sunt mai multe negații, înseamnă că o fi nu. Deci eu nu mă mir Cornel de faptul ăsta. Deci o să mai treacă o săptămână, două și mai auzim și de astea băbisme, învățături începătoare, că omul așa este de inventiv în privința aceasta de temiri. Deci, propriu zis, spuneam că este vorba despre relația cu Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu trebuie strâns în fiecare zi. El nu trebuie căutat în herupismele noastre că facem cum sună heru Da, de da, pentru că atunci facem din Dumnezeu ceea ce a urât. Deci, uh, propriu-zis, mă gândesc că de aceea lui Iacov i s-a arătat i s, -a arătat, uh, i s -a arătat nu într-o scară sub forma unei scări Dumnezeu, pentru că Iacov a fost omul care a spus minciuni pe bandă rulantă în viața lui și atunci, deci, să nu facem o cățărătoare, un alpinism cu Dumnezeu. Și să facem o să avem o relație cu Cuvântul lui Dumnezeu pentru că cuvântul lui Dumnezeu care va locui în noi ne va da echilibrul necesar și înțelepciunea dincolo de care vom ști să alegem aproape pe nesimțite. Ne va purta cuvântul către ușa pe care trebuie să intrăm. Cum îți imaginezi sau cum se întâmplă în viața ta? Spre exemplu, în numai câțiva ani am văzut un film, Rubber Cup. Da? El avea care un soft parte? instalat. Care parte? Prima, care, prima, care vreo patru? Prima, așa. Și ne amenință cu încă vreo 10. Așa. Prima parte, da? Uh, un soft instalat cu legea, da? Și în momentul în care apare un pericol, imediat îi apare în memorie ce trebuie să facă conform. Îți imaginezi ceva de genul, omule, mergi pe stradă, e vară, acum toate fetele umbră mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate și imediat când să te uiți și tu, să-ți apară în minte textul acela din Iov, nu mi s-ar fi oprit privirile în dreptul unei fecioare. Uf, uh, și te trezești și se merge în altă direcție. Așa-ți imaginezi chestiunea asta, sau cum? Am să-ți dau un exemplu concret, fiindcă nu trebuie în privința aceasta să inventez vreun lucru. Am fost pus de ori în situația de aceea am și venit să spun despre lucrurile acestea, pentru că sunt testate, în primul rând, pe mine. Am lucrat într-o organizație în care au existat doi sponsori. Doi, doi sponsori care, fiecare luat în parte, erau extraordinari. La un moment dat s-au certat între ei, eu fiind directorul lor executiv pe România și fiecare în parte a venit să-mi spună e ok să mă alegi pe mine, îți voi face uh, tot ce vrei tu, lasă-l pe celălalt, vină cu mine, ai viitorul garantat. M-am dus acasă și am început să mă rog pentru a cunoaște ce am de făcut. Știam că voia lui Dumnezeu este sfințirea, dar eu aveam de făcut o alegere în dreptul meu acum. Și m-am rugat lui Dumnezeu, și uh, cu cuvântul acesta, când vorbeam despre relația cu cuvântul lui Dumnezeu, la un moment dat, tot rugându-mă, mi-am adus aminte de Isus Hristos. Și mi-am dus aminte de principiul lepădării, că în orice alegere pe care Hristos a făcut-o, a căutat lepădarea de sine. Cel mare știe să fie mic, niciodată cel mic nu va ști să fie mare. Și atunci m-am dus la amândoi, având o revelație pe baza cuvântului, și am spus: Te iubesc și pe tine, te iubesc și pe tine. De aceea, pentru că vă iubesc pe amândoi, voi alege să-mi dau demisia și nu voi mai sta nici cu unul și nu voi sta nici cu altul. Pentru că în momentul în care voi încerca să mă împărțiți pe mine, în momentul acela deveniți voi mamă și tată vitreg. Și în momentul în care eu am spus că voi demisiona, pentru că eu nu pot să fac o alegere, câtă vreme eu îi respect și iubesc pe amândoi, au adus lacrimi în ochi acestor doi reprezentanți ai organizațiilor, dar nu mai lacrimi în ochi, ci și o mână care s-a întins una după alta. Și așa conflictul a fost rezolv rezolvat. Și în ziua de astăzi sunt împreună. Extraordinar. Deci al doilea, am anticipat deja al doilea moment, rugăciunea, viața de rugăciune, o relație de rugăciune. Și în momentul în care ai o relație de rugăciune, o relație cu cuvântul, ți-aduce aminte de ceea ce făcea Isus de, de stilul lui, de a se de sine. În totalitate, deci <coughs> ai o totalitate a imaginilor cu privire la Hristos, pentru că ai o totalitate a cuvintelor. Deci nu e vorba doar de un pasaj izolat, este vorba despre o relație cu cuvântul Dumnezeu. Uite, spun ceva ce am practicat eu în viața mea. Să-mi spui dacă e bine. Poate nu e bine, Sunt curar, am curaj să fiu vulnerabil. Eu niciodată eu nu, eu nicio nu. Îmi dau sentințe de bun, bine. Bun, nu dai mai. sentințe, dar așa cum ți se pare ca idee. <coughs> dacă tac, e de rău. Da, bun. De cele mai multe ori am ales varianta în care să fiu mai puțin comod. Adică uneori aveam de ales stânga sau dreapta. Și nu știam exact care ar fi fost voia lui Dumnezeu în viața mea. Am făcut listă, avantaje, dezavantaje. Sau corect sau ar fi să spunem care, care a, fost a fost alegerea, alegerea cea corectă. Bună, da? Eu am folosit ceea ce vorbim noi. Da. Și atunci am zis, domne, varianta asta este pare mult mai cu flori. Cealaltă este mult mai dificilă. Uh, pentru că este dificilă, merg înainte pe asta, pentru că mult mai mult pot să învăț lecția zdrobirii, mult mai mult pot să învăț lecția lipsă de comoditate. E bun principiul ăsta sau nu e bun De la caz la caz Cornel, deci nici așa să gândim că o alegere este cu cât mai mult în voia lui Dumnezeu, cu o cât este mai grea? mai grea. Că al mintele, am vorbit despre un fel de uh, nebunie un Masochism spiritual n-am spus-o, spus, ai spus tu. M-am gândit să nu fie prea tare cuvântul, dar deci Biblia spune bucurați-vă uh, chiar și în necazurile voastre, nu spune bucurați-vă de necazurile voastre, că atunci ar fi o anomalie. Deci, cu alte cuvinte, de fapt, Cuvântul Dumnezeu spune că noi uh, trebuie să numim necazul necaz, necazul aduce suferință și amărăciune, dar trebuie să găsim acea bucurie uh, dincolo de care nu să ne cazul să ne-o poată stinge, și mai bucuria unei relații cu Dumnezeu și a Raiului care ne așteaptă, care este veșnică, perpetuă și niciodată nu poate să fie doborâtă. Eu cred că în privința aceasta de la caz la caz, uneori, dacă e vorba despre alegeri educaționale, spre exemplu, da, zic eu, pune mâna și ia cartea mai grea. Totdeauna luăm carte cu 80 de pagini. Iar punem în mâna și, eu și pe aia de 1000 de pagini. Luat eu acum o carte numită Maestrii Spirituali. Are aproape 1000 de pagini. Am luat-o. Și e bine uneori să te înhami, la nivelul educațional cel puțin, la alegerea care pare un pic mai grea. Pentru că e bine să fim oameni antrenați și e bine să avem cât mai multă informație, cât mai multă cunoștință, căutând în același timp ca dragostea să rămână vie pentru Dumnezeu. Deci nu întotdeauna, nu în toate. Despre exemplu, dacă e decărat ceva în viață. Păi care cu măsură? Pentru că coloana vertebrală duce și -a un anumit tonaj. Deci nici să ne împovărăm peste măsură, ca nu cumva să fie o fel de mândrie. M-am înhămat la drumul mai spinos, mai greu. No, vă rog frumos, uitați-vă spre mine. Mea. Deci eu vin din Olimp, mă cheamă Hercule și am trecut la Pentecostal. Știu eu, m-ați înțeles. Adică la. ideea este că nici așa să vină niște Hercule. Deci să fim oameni ponderați și poate că mergem la al doilea principiu care însemnează rugăciunea. Pentru că dacă cuvântul lui Dumnezeu lucrează la nivelul minții și nu mă lasă neroditor și mi oferă principii din de care alegerea, cum spuneam în cazul meu, a fost lepădarea de sine, dacă principiul mi este clar, atunci eu ce trebuie să fac? Pe păi mie mi este clar principiul și biata mea minte spune, asta ai de făcut, prietene. Și inima spune, nici pomeneală, fugi cât îți, cât îți stă în putință. Și atunci rugăciunea este momentul în care îmi las inima construită. Noi avem sentimente de teamă, avem sentimente de îngrijorare, de panică uneori de a pleca pe un anumit drum. Și atunci rugăciunea nu face altceva decât să liniștească inima să te apropii de Dumnezeu ca să primești pacea necesară și hotărârea, îndrăzneala. Dar încă o dată spun, cele două merg împreună pentru că nu mă rog, Doamne, facă-se voia ta, deci mă rog cu ce? Cu făgăduințele lui Dumnezeu sub privire, cu exemplele lui Dumnezeu sub privire. Hai să trecem mai departe la celelalți pași, pentru că mai avem mult de discutat în seara aceasta. Pe lângă relația între cuvânt și viața mea, pe lângă relația de mea de rugăciune, Uh, ai amintit uh, relația de părtășie cu Sigur. oamenii care te iubesc. Sigur că ai nevoie de o expertiză și spuneam a oamenilor care te iubesc, pentru că există oameni care au biruit în anumite domenii dar care față de tine nu au nicio afinitate și atunci uh, sfaturile lor sunt seci, sunt uh, sfaturi care uh, mai degrabă nu te au pe tine în vedere cât se au pe ei în vedere și ați să remarcat că sunt oameni care atunci când îți dau un sfat, ei se uită la ei, nu la tine, parcă nici nu există. ești o non-entitate. Deci Spun oameni care te iubesc pentru că oamenii aceiași, dacă nu au prea multe informații, dragostea lor îi va face Dar să... Dar dragostea lor îi... nu poate să distorsioneze un pic, să fie subiectiv în dreptul tău? Cine există, cine e obiectiv, Cornel? Deci, haideți să desfințăm în seara asta mitul. Obiectiv este uh, uh, tonomatul care bag fisa și îmi dă Coca-Cola. Omul e subiectiv prin tot ceea ce face. Orice părere noastră este subiectivă. Nu există obiectivitate. Nu m-am inventat lucrul ăsta ca să îi, uh, facem pe oameni să ne accepte ideile. Tot ce exprimă Florin Ianovici este subiectiv și dăm voie să spun că tot ce exprimă un om este subiectiv. Și, din punctul de vedere, eu nu am nicio problemă în a recunoaște că sunt subiectiv. Tot ce înțeleg este subiectiv. Să mă ajute Dumnezeu, să, ca această subiectivitate a mea să nu aducă daune celor din jur. Foarte frumos. Al patrulea pas, meditarea cugetarea, analiza. Sigur. În momentul în care uh, omul uh, a stat într-o relație cu lui Dumnezeu și a însușit principiul din de care alegerea să fie făcută cu folos pentru el, dincolo de rugăciunea care îmi inima, Dincolo de părtășia cu oamenii care îmi oferă o expertiză, să nu mai deau capul de prag. Poate că a dat el cu capul de prag într-o asemenea situație, deci să fac un cucui suplimentar. Nu este o lipsă de înțelepciune. Stau și meditez și analizez. De ce? Am remarcat că de multe ori graba strică treaba. Primul impuls. Deciziile luate la în calc, pripă, da? În aprip sunt bune. Nu eu, nu. eu nu merg pe această idee că dragostea din tâi nu se uită, că dacă prima dată am avut un gând la ăla să mă țin. Nu. Eu cred în analiza, meditarea, cugetarea, eu cred în faptul cum trebuie să cântărească și cum cântărești. Începeți să-ți în da? Deci, merg, vorbesc, spun lucrul ăsta. Cam ca care și când să... aș da, fi? Ca și cum aș fi. Care ar fi reacția, care ar fi consecințele, unde m-ar duce dacă aș face alegerea aceasta, unde nu m-ar duce dacă n-aș face alegerea aceasta. Încearcă puțin să ai o proiecție Din cu de care să încerci să-ți dai seama cam cum ar Bun. fi viața ta acum. Am o problemă aici. În problem momentul în care analizez, cuget, meditez, pot să iau și eu. Poaie și un pix, fac așa două coloane, una cu avantaje, una cu dezavantaje și scriu în stânga, scriu în dreapta și până la urmă iau o decizie în conformitate cu toate uh, reperele. reperele. Nu cumva în acest context eu preamăresc rațiunea mea și puterea mea de a înțelege și de a lua decizii? Uh, Cornel, uh, există acest risc în fiecare moment al vieții noastre dar a nu gândi este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Deci, parcă unii s-au jurat să nu-și folosească neuronii. Deci, să lăsat deci, creierul la intrare cum sigur, să zici? Nu, deci o, Dumnezeu așteaptă ca omul să fie uh, un om. Deci, omul trebuie să se dezvolte pe această linie a gândirii cu Dumnezeu. Noi trebuie să uh, medităm, să cugetăm, să analizăm și de fiecare dată să folosim la maximum posibilitatea noastră care ne-a dat Dumnezeu. Suntem ființe raționale. Este darul lui Dumnezeu pentru om. Deci nu trebuie să lăsăm pe cel rău să ne ardă neuronii și să avem anumite daturi, anumite postulate, anumite chestii care devin la un moment dat pură. Dacă așa pură. Zice fratele pastor? Păi da, dacă zice așa fratele pastor, înțeleg că oamenii din Berea s-au dus acasă și chiar dacă pastorul se chema Apostolul Pavel, Pavel, verific un pic să văd, citesc cuvântul, analizez cuget și îmi dau seama dacă are sau nu are dreptate. Crezi că se mai întâmplă așa ceva în Nu, noastre? cred că se întâmplă din ce în ce mai rar. De tocmai de aceea, în seara asta, facem un apel în a spune că trebuie să folosim. A, 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 gândirea. Mi-aduc aminte de ofensa, de insulta groasnică care s-a aruncat în dreptul oamenilor credincioși. Măi, ăștia nu gândesc. Deci te duci la ei, spală creierii. Eu vreau să vă spun un alt lucru. Din potrivă, noi sugerăm și îi încurajăm pe oameni să-și folosească la maximum creierii. Și să-și folosească gândirea. De aceea este important într-o alegere să stai să cumpănești. Da, pune plusul și minusul. Acceptă că pixul tău e omenesc până la urmă. Dar când stai acolo și scrii pe foaie, să crezi că Dumnezeu se uită. Să crezi că în momentul acela efortul tău va fi răsplătit. Și Dumnezeu te-a înzestrat cu o capacitate de a alege. Sigur că da. Este o extraordinar. De, -a, da, sigur de, că de -a. ce vrea El ca noi să alegem? Asta este un lucru foarte important. Iată de ce vrea El ca noi să alegem. Și este foarte important să înțelegem lucrul acesta, pentru că omul în viață are nevoie de discernământ. Vor veni momente grele, sunt momente neașteptate. Deci nu totul în viață poate fi planificat. Sunt momente care te iau pe nepusă masă, cum spune românul. Și atunci nu contează decât capacitatea ta de reacție, o capacitate de reacție imediată. Și ca să poți să. Ai o reacție corectă, ai nevoie de un discernământ, capacitatea de a analiza, de a gândi. Și Dumnezeu ne lasă să facem alegeri repetate, pentru că prin alegerile acestea, capacitatea noastră de a discerne ne face mai puternici, mai stabili, mai fermi în relația noastră cu Dumnezeu și în relația noastră, dacă vreți, cu semenii. Avem nevoie de capacitate de discernământ. Acesta deci este primul motiv pentru care Dumnezeu ne lasă să alegem. Discernământ. Da. Ne învață să. Um, dăm la o parte molozul și să rămână rodul da. curat. Dumnezeu tace în prima fază, eu îi spun lui Dumnezeu, Doamne, să fac sau să nu fac această alegere? Dumnezeu tace și atunci sunt obligat să mă duc la Scriptură. După ce am citit Scriptura, el întreabă Doamne, să fac sau să nu alegerea? Și Dumnezeu tace și atunci mă rog, Doamne, să fac sau nu alegere El tace și atunci mă duc la frații mei, la oamenii care au expertiză în domeniu și apoi, sigur, după ce el, el iar tace, eu atunci sunt nevoit să cuget, să analizez. Și ce, se reali, ce realizez eu? Că dincolo de această alegere am devenit un om mai puternic. De ce Dumnezeu nu ne vorbește în toate lucrurile? Pentru că Domnul Dumnezeu dorește ca noi să fim parteneri, pentru că Dumnezeu are credere în noi. Ce părere aveți de acești creștini care tot timpul au simțământul că li se arată? am întrebat pe Domnul și el mi-a vorbit. Am citit despre o doamnă care a fost dată afară de pe autostradă în America și de o mașină, care am prins-o pur și simplu afară. Și cineva l-a întrebat poliția, domnule, ce ai făcut treaba asta? Mi-a poruncit Dumnezeu în suflet să fac treaba. Da. Și sunt tot felul de creștini, din ce în ce mai mulți, care au impresia așa că Dumnezeu le vorbește în mod obiectiv, să zicem, sau le vorbește și ei acum trebuie să meargă până la acutare. Și Bine, lăsând la o parte exagerările și lucrurile care deja frizează nebunia, cum ar fi că să pretinzi că Dumnezeu ți-a vorbit în lucruri din acestea cu ieșitul de pe autostradă, mi se pare o nebunie. Normal, normal. Uh, am putea pune problema semnelor. Sunt alții creștini care merg pe ideea semn să-mi dea Dumnezeu un semn. Sau trag la sorți. Da, A. și ideea mi se pare. Deci mergem la al doilea lucru pentru care Dumnezeu ne lasă să alegem. Maturitatea. Toată viața vor rămâne niște copii însuși Domnul Isus Hristos, în momentul când a fost ispitit cu un semn, a spus că semnele sunt specifice unei anumite națiuni grecilor, care erau curioși, Tot de ziua se adunau să vorbească vorbe și totdeauna stăteau să afle ceva nou. Deci semnele, dacă vreți, în viața noastră și El vine și spune, nu ți se va da alt semn decât semnul prorocului Iona, făcând referire la cine? La El însuși. Pentru că, până la urmă, până la urmă ni s-a dat Isus Hristos, ni s-a dat Golgota, ni s-a dat crucea Și noi dincolo de acest lucru Adică cuvântul însuși ni s-a dat nouă Nu ești de acord cu aceste semne Nu, nu sunt de acord cu aceste semne Dacă plouă că... o să merg, dacă nu plouă o să nu merg Până la urmă întrebarea este Când eu stabilesc semnul, cine îmi spune mie Că am stabilit un semn corect? Dar Gedeon? Păi bine, Gedeon, în acel moment vorbim despre ce? Vorbim despre o bătălie poruncită de Domnul. Gedeon n-a întrebat dacă să mă cu, să mă însor cu Maria sau nu, sau să mă duc. Deci, acolo vorbim despre un plan duhovnicesc. În lucrurile duhovnicesc sunt de acord că omul are nevoie de încredințări, că omul are nevoie, după ce a străbătut aceste patru repere, are poate uneori nevoie de o revelație directă din partea lui Dumnezeu. Eu vreau, mi s-a spus că biserica mă vrea pastor. Am străbătut toate aceste patru repere pe care ți le-am spus, și tot după ce le-am străbătut nu eram dumirit. Și am avut nevoie de o revelație directă. Pentru că a fi chemat de Dumnezeu într-o slujbă, a avea o alegere duhovnicească majoră de făcut, presupune și posibilitatea de a cere de la Dumnezeu să-ți vorbească ai primit? direct. Da, am primit. Cum ai primit? Revelația mea a fost sub forma unui sfat primit din partea soției. După ce am străbătut toate acestea, și iată, chiar la treia, nu eram la a treia expertiză făcută cu oamenii lui Dumnezeu. Toți mi-au spus și da și nu. Și la un moment dat am cerut din partea lui Dumnezeu, am zis, Doamne, direct mie să-mi vorbești. Și la un moment dat soția mea, care s-a rugat, a venit plângând și mi-a zis așa, am stat de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu mi-a zis așa, dă mi mie. Și a zis ea, a trebuit să fac această alegere și te-am dat lui Dumnezeu. Tu ai fost al meu, te-am iubit, te iubesc, dar Dumnezeu te vrea mai mult decât să te țină pentru mine. Și pentru mine acela a fost momentul decisiv, pentru că rugăciunea ei, faptul că Dumnezeu i-a vorbit ei, m-a făcut să cred în lucrul acesta, pentru că era ceva din de care eu pierdeam. Am rugat Dumnezeu și eu cuștiga. odată să-i dea cuiva un vis, un vis, să-i apară într-un vis, să se convertească. Doream foarte mult și nu s-a întâmplat. Da, Dumnezeu are dreptul să leagă Cornel. Și aici se frumusețea relației noastre cu el. Pentru că pe Dumnezeu nu știi de unde să lei. Și în același timp, unii oameni vin la biserică datorită unui vis. Pur și da, simplu. Și eu Dumne, eu, trebuie să, eu trebuie sunt să, puțin gelos pe oamenii aceștia. Da, nu, tu trebuie să, nu trebuie să fii gelos. Tu greșești. În, în sensul și am bun, să spun în de acolo. ce greșești. Pentru că Dumnezeu se uită la tine și spune, Cornel, tu ai mult mai multe mecanisme tu trebuie să stai să cuge, să analizezi, tu ești un om care ai suficiente cuvinte din partea mea, nu ai nevoie să te trimit în sânga sau dreapta printr-un vis. Eu am nevoie ca tu să stai și să gândești, pentru că eu iubesc faptul de a avea discernământ tu, iubesc faptul de a fi un om matur și eu vreau să te cresc. Prin fiecare alegere vei deveni mai stăpân pe tine, mai sigur pe lucrurile pe care le faci, mai încrezător în ceea ce tu faci și cu mai multă bucurie vei privi spre tine. Când eu pun un semn și Dumnezeu îl împlinește și fac alegerea, eu sunt pe unicăieri în acest lucru, nu? Dumnezeu e totul. Dar când fac o alegere cu El, eu devin partener cu Dumnezeu, lui Dumnezeu îi dau întreaga cinste ca și uh, în cazul dinainte, dar în același timp am și încredere în mine, parcă dintr-o dată, stima de sine, respectul față de mine însumi, ca ce? Ca și uh, rod al lui Dumnezeu, ca și om uh, creat de Dumnezeu, crește. Crește și mă ajută. Deci discernământul. Maturitatea. De dezvolt, maturitate. Ma, încrederea în sine. Încrederea, încrederea în sine. Da, sub aspectul demnității. Dar nu e rău să ai încredere în tine prea multă? Zice Domnul Iisus să se lepede de sine. Cel care... Să se lepede de sine nu semnează să nu avem încredere în noi. Urăsc, urăsc o expresie care a pătruns în bisericile noastre. Nu vă uitați la oameni, uitați-vă la Dumnezeu. Apoi se citează într-un mod eronat Ieremia în care se spune blestemat să fie omul care se încrede în om. Și toate citatele rămân aici. Pe când Petru și Ioan i-au zis celui de la poarta Uite frumoasă, uitați-vă la, la noi. La noi. Dar la în, noi. în primul rând citatul corect din Ieremia este blestemat să fie omul care se încrede în om ca să-i abată inima de la Dumnezeu. Nu blestemat să fie omul care se încrede în omul Put. care vine la biserică pentru că atunci frăția noastră, frățietatea ar fi distrusă și atunci diavolul ar spune, Bă, nu, nu crede-mă pe ăla, nici pe ăla, tu nu trebuie să crezi în nimeni, decât în Dumnezeu. Și atunci am devenit? O credință abstractă, eterică, o credință ciudată și absurdă. Eu am nevoie de tine, tu ai nevoie de mine, eu mă desăvârșesc prin tine, tu te desăvârșești prin mine și în toate lucrează Dumnezeu. Este conceptul lui Isus despre biserică. Sigur că da. La ne susțin pe alti Deci, de, de ce e nevoie de încredere? Este nevoie de încredere. Și cu fiecare alegere pe care o fac respectând aceste repere și văd că ea mi-a adus un bine în viață, în momentul acela sunt mai încrezător în cine? În Dumnezeu și în lucrurile care mi-au adus acea, acel bine ale alegerii respective. Nu vezi câți oameni se clatină astăzi. De ce are diavolul atât de multe biruințe? Oameni care încep bine și termină prost. Pentru că se strecoară o mulțime de îndoieli. O mulțime de lucruri dincolo de care, neavând încredere în ceea ce este Dumnezeu, neavând încredere în faptul că ești al lui Dumnezeu. Cu ce te minte diavolul? Te minte ți ești un zero, mă. Cum poți tu să, cum poți tu să ai încredere? Ești nimic. Ești nimic. Și Dumnezeu când se uită și ne, și ne, vede că noi ne vedem pe noi înșine în felul și că acesta, noi credem că... pe diavolul. Se e dezamăgit Dumnezeu. Pentru că în acel moment anihilăm ce? Relația noastră de fiu și tată. Relația noastră de fică și tată. Deci Dumnezeu ne lasă să alegem ca să căpătăm discernământ, maturitate, ca să căpătăm maturitate, în ca să avem încă de noi înșine și pentru cine mai lasă Dumnezeu? Pentru creativitate. Omul se naște cu o forță creatoare, dacă aș putea să spun așa. Uite că sunt oameni geniali în afaceri, oameni geniali în artă. Dumnezeu ne dă nou însușiri unice. Dumnezeu se lasă descoperit, se lasă predicat, dacă vrei, prin acel ceva unic al personalității noastre. Eu nu se cu tine. Tu nu semeni cu mine, dar în același timp noi semănăm cu Hristos. Dar Hristos e mai mult decât putem noi să înțelegem. Și în alegeri, chiar dacă alegerea respectă aceleași repere, aceleași principii, tu nu vezi că fiecare om are un fel al lui de a îndeplini anumite lucruri care ce fac? nu fac altceva decât să ne arate că lumea aceasta este un loc în care Dumnezeu îi frumusețe. Ce facem cu acei lideri? mai refer la lideri religioși, care ar vrea să facă din tinerilor, spre exemplu, niște uh, dărvășeni mai mici. Păi uh, nivelarea cornele. Niște pigmei care să îl reflecte în tocmai, și în gesturi, și în... Ne uităm așa. să vedem dacă nu cumva în CV-ul lor a fost undeva uh, uh, facultatea asta de la Gheorghiu, pentru că de obicei este o tendință comunistă. Comuniștii ne-au tuns zero Comuniștii în armată ne-au tuns zero Niciunul să n-aibă părul creț sau blond Chiar a interzis Și nivelarea asta, adică niciun cap să nu se ridice Mai presus de celălalt este un trăbăluc comunist Și atunci ar trebui cu toată respectul Să vorbim cu Nazilea Pastor Să-i să reformatăm hard -ul. Pentru că în Biserica lui Dumnezeu Vei avea uh, diferențe Vor fi oameni cu individualități diferite Cu personalități slăviți să fie Dumnezeu Un doi de Ianovici Înseamnă dezastru în Biserica dar când Dumnezeu se uită la noi, spune, eu iubesc alegerea ta, pentru că în acea forță creatoare a ta, creativă, eu stau ca un tată să mă uit și spun, ia să vedem, dar ce mai trecut acum prin mintea asta binecuvântată de mine? În același timp, sunt oameni care te descurajează în, urma anumitor alegeri pe care le-ai făcut, sugerându-ți faptul că ei, care sunt mult mai pregătiți decât tine, dacă ar fi fost un locutor, n-ar fi făcut așa, domnule. Și tu ești acum, vai de capul tău că ai făcut această alegere. Da, deci asta este o predică post-mortem. Eu niciodată nu primesc predicile post-mortem. <laughs> pentru că ele nu au absolut nicio valoare. Nu <laughs> N-au nicio valoare. Adică, adică e posibil ca, la nivelul meu, în viața mea, alegerea pe care am făcut-o să fie extraordinar de bună, da? și în viața lui să nu, să nu funcționeze, funcționeze. Să nu funcționeze pentru că. De este o serie de variabile. Tocmai sunt o serie de variabile. Și de aceea este foarte important uh, ca tu să ai propria ta alegere. De ce este important? Încă un lucru important. Putem alege prost atunci avem tendința să punem în cârca oamenilor, în cârca lui Dumnezeu, alegerile care le-am făcut greșite. Da? E, în momentul în care însă știm că noi, deci dacă ni se impune soluția, dacă căutăm un semn, dacă avem nevoie de, reva, de, revelații din afară, vom pune în cârca oamenilor și a lui Dumnezeu, a bisericii și vom cădea. Sigur, a, așa zisele alegerile. În, însă în momentul în care noi am ales pe baza acestor principii, vom fi oameni responsabili și vom spune, dar de ce am făcut toate aceste lucruri? Eu am ales, am înțeles că am ajuns în punctul acesta, bun, deci să-mi asum Bun, responsabilitatea. și nu poți să începi să te urăști pentru anumite lucruri pe care le-ai ales tu? Iar spun de la caz la caz. Dar există o liniște pe care ți-o dă conștiința în momentul în care știi că nu te forța nimeni? Da, da, sigur. Și gândul tău a fost ca să urmărești sfințirea. Gândul tău a fost să urmărești voia lui Dumnezeu în planul general. Iar alegerea a fost făcută căutând cât ai putut tu. Ce? O relație cu Cuvântul Dumnezeu, o relație de rugăciune, o relație cu oamenii de lângă tine și ai stat, ai cugetat, te-ai gândit, ai analizat. Pe lângă creativitate, ce ne mai poate... Dragostea. Pentru că Dumnezeu ne, lasă, Dumnezeu, ne lasă, să alegem Dumnezeu ne lasă să alegem pentru că în alegerile noastre vom dovedi și ce iubim alegerile întotdeauna reprezintă, știi cum este, pașii noștri se iuțesc când știm că la ora 10 fără un sfert, este Champions League, să vezi și alergăm spre casă. Pașii doamnei se iuțesc când știe că dincolo de colț e vitrina cu poșeta pe care o dorește. Pașii omului se iuțesc în funcție de ce iubește. Când ai făcut o alegere, se vede și dragostea. Se vede pe cine Cui o dai? Lui Dumnezeu este pentru el sau este o altfel de dragoste? Alegerea însemnează și dovada extraordinară de a arăta până la urmă pe cine și de ce iubești. Florin, dacă eu îmi permit anumite lucruri și aleg pentru că îmi permit, iar tu nu îți permiți sau invers, <sus> da? Dumnezeu va judeca fiecare caz în parte și în funcție de tot ansamblul de factori, ne va judeca alegerile noastre, practic, faptele noastre. Sigur, ne în, în două sensuri ne va judeca, în sensul în care alegerile au în ele însăle consecințe și atunci consecințele acestea ne vor ajunge sau, eventual, Dumnezeu însu se implică. Deci, uneori, Dumnezeu pur și simplu lasă ca acest mecanism prost da, deci am făcut o alegere proastă și ea are o consecință vizibilă, se va vedea într-un târziu, sau Dumnezeu chiar intervine să judece în noi anumite alegeri făcute. Bun, am ajuns la acest capitol foarte sensibil al alegerilor proaste. Alegerilor dezastroase uneori, da? și discutam și trecută faptul că vin cu cămașa în dungi sau cămașa albă nu are consecințe atât de dramatice, da? Însă, noi alegem în fiecare zi absolut în fiecare zi. Sigur. Cei care suntem la volan, ne uităm și zicem, semnalizez stânga, intru în fața acestei mașini pe care o depășesc pentru că mai am timp până vine tirul din față sau stau liniștit să treacă tirul și apoi... Sau forțez semaforul exact. sau pe refugiu. Sunt anumite legi care ne pot determina destinul. Se spune că sunt trei mari legi în viață. Profesia, cu cine te căsătorești, și relația ta cu Isus Hristos. Spunem, te rog, care dintre aceste trei? Mie sunt mi se pare că. Sunt, sigur, relația cu Dumnezeu este în afara oricărei discuții. Ne determină destinul veșnic. Rai sau iad, ca să fim foarte clari despre ce vorbim. Foarte importante. Da. Relația de căsătorie ne determină binele sau răul pământesc. Pentru că nu există o, alt, o altă fericire descrisă în Biblie decât aceea de a avea lângă tine un om cu care să te bucuri. Deci, relația de căsătorie nu ne determină destinul ceresc. Nu poate să ne influențeze? Ba da, îl influențează, însă nu poate să-l determine. Poate să aducă... Ce deosebire este? Deosebirea este că, propriu zis, dacă un om este credincios și iubește pe Dumnezeu, indiferent de faptul că partenerul de viață, la un moment dat, este sau nu este credincios, dacă rămâne sau nu rămâne credincios, el nu va fi judecat pentru alegerea partenerului de viață. Va fi judecat doar pentru alegerile pe care el le face în dreptul lui. Sigur că îi poate împiedica, uh, poate împiedica ce? Uh, Creșterea spirituală, uh, spirituală sau? Să spun, dau un exemplu, nu știu dacă l-am dat de trecută, dacă l-am dat de trecută să mă iertați cu bătrânul acela cu crucea, am spus? Nu mai știu, spune. Na, deci un bătrân uh, a, a, fost, uh, uh, l-a ales pe Dumnezeu din tinerețe, consoarta lui nu a dorit să știe de lucrul ăsta, de fiecare dată crea probleme și în special când era la biserică, în ușa, îl ținea afară în curte, și nu-i dădea voie în casă, spunându-i, na, acum să te hrănească Dumnezeul tău. Și la un moment dat, un tânăr l-a însoțit pe acest bătrân, și când a văzut modul cum se comportă soția lui, a zis, nu vi se pare că e grea crucea, frate? Și el s-a uitat hâtrul și a zis, măi, n-ar fi crucea atât de grea, de nu s-ar sui baba pe ea. Deci, iată, crucea însemnează uneori că se mai și suie pe ea baba, adică o alegere poate făcută greșit. No. Deci asta dacă vorbim despre o alegere făcută greșit, pentru că sunt situații dese în care în timpul căsătoriei unul alege pe Dumnezeu și altul nu alege pe Dumnezeu. Însă dacă facem o alegere din de care noi din start știm despre ce este vorba, e atunci, mă rog, este cu totul altceva în sensul că viața pe pământ va fi mai grea. Destinul veșnic însă nu îl scrie alegerea partenerului de viață pe principiu care spune așa, sunt eu un Dumnezeu al nedreptății? Fiecare va da să de binele sau răul pe care îl va fi făcut. Categoric. El. Însă, merg aminte de o ilustrație celebră a lui Spurgeon, da? în care John și Mary erau doi tineri. Mary urcă pe masă, zice Spurgeon. Dar urcă pe masă. John zice, stai lângă masă. Mary încearcă să-l ridici pe John sus pe masă. John încearcă să-l tragi pe Mary jos. Care va câștiga? Sigur că masa nu poate fi ridicată în situația aceasta, însă el face această paralelă pentru a spune, uh, pentru a demonta un mit care circulă în mintea atenilor. acoperă totul? Sigur că, că îl voi schimba eu. Eu îl iau așa cum este. Uh, el este acum al dracului cu totul, dar eu îl voi face al lui Dumnezeu. Deci, asta este o problemă de copilărie și de naivitate. Deci, un om necredincios care intră într-o relație, adică când o nefericire se unește cu o fericire, Va da cu siguranță o nefericire. o nefericire. Când o fericire se unește cu o fericire, anume abia atunci ea dă o fericire. Deci, asta este principiul. Dacă vrei, este principiul de ordin platonian. Totdeauna au existat două tendințe în filozofie. Pe de o parte, Socrate, care spunea că în viață plusul cu minusul se adună și la important e că la sfârșit de viață plusul se domine. Platon spunea altceva, că dacă în viață ai un singur minus. Minusul acela va anula tot binele pe care le-ai făcut, toate plusurile. Și, până la urmă, dacă te uiți în legea lui Iacov, în Ipistola că de spune cine a călcat o poruncă, le-a călcat pe toate. De deci, cumva, sunt, trebuie să fim uh, uh, ca și Platon în viață. Adică, nu te bizui pe faptul că faci o alegere acum cu gândul că ea se va schimba în viitor. Ai zis de Socrate, mă aminte de o întâmplare din viața lui. Cu Xantipa? Soția lui Xantipa. Îl bagiocorește, îi strigă și, la un moment dat, el iese afară că vrea să evite cearta. Ea nici una, nici două... Trântește o gărată cu apă pe Exact. Cal. La care îl spune, domnule, după te tunete și fulgere... Urma și ploaia. Urma și ploaia. Corect, da. Deci Dar ăsta uneori... este un mod, un, un mod al uh, unui om deștept de a uh, Dar -ai face față în uneori să faci față nu. acestor lucruri. Nu. Dar este important de știut următorul lucru. Deci spunem că sunt trei alegeri. În, într-o Românie care este într-o de schimbare, nu cred că profesia mai poate să fie o problemă dincolo de care alegerile dezastruoase să fie capitale. Pentru că, iată, și așa, postul care l- ai astăzi nu mai e sigur de el, așa că, până la urmă, ce profesie alegem, că mai degrabă căutăm disperat să găsim ceva să, să facem. găsim Deci nu știu dacă se mai aplică. Existența. În schimb, în, pri în privința relației maritale, da, eu cred că va, poate să aibă consecințe grele pentru un om, dar încă o spun, nu-l va despărți de Dumnezeu partenerul unui Nimic nu nicelor. poate să-l desparte pe unul Nimic, de nici îngerii, nici, nici moartea, nici însă, o însă îi va, i va, i va, para binele, în loc să aibă un scenariu de viață în care să fie mai bine, să fie iubit, să fie îngrijit, va avea un scenariu de viață greșit, ciudat, greu, dincolo de care va avea de de, 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 confruntat propriile sale alegeri. Știți, mi se pare ciudat. Noi am vrea să alegem după cum ne place nouă, dar să nu mai suportăm și consecințele. Desigur, da, pentru că suntem imaturi numai un matur știe că va purta în spate povara alegerilor făcute. Este posibil totuși să facem anumite alegeri imature și totul să nu suportăm consecințele, să se îndure Dumnezeu de noi, să înlăture consecințele? Eu nu merg pe o asemenea filozofie, Cornel. Dumnezeu poate să facă ce vrea cu ceea lui. Dacă Dumnezeu vrea să spună stop în seara asta, spune stop universului întreg. Cine a cunoscut gândurile lui Dumnezeu? Cine poate să-i spună Dumnezeu, fă asta sau fă asta? Sigur că în milă, numai că în milă Dumnezeu poate să facă ce voiește. Totuși eu cred următorul lucru. Prea ne credem speciali. Avem o filozofie a specialilor. Noi suntem de special oameni. Toți în biserică Fie. să cred speciali. Frate, de-aia Dumnezeu mă îngăduie pe mine că eu sunt special. Bun, Urăsc e adevărat că pe de-o parte asta. suntem special. Că da. nu e nimeni ca noi în Univers. Dar da. haideți să fim speciali da. în neprihănire, prieteni. Noi suntem special numai în păcatele care le facem și în faptul că cerem mereu și mereu apelul, facem apel la mila Dumnezeu. Dar de ce n-am fi noi speciali în neprihănire? De ce n-am fi speciali în faptul că socotim că Dumnezeu nostru trebuie onorat cu fiecare lucru? Noi suntem special numai în ideea în care Dumnezeu are milă de mine pentru că eu sunt un păcătos, dar Dumnezeu... Știi ce s-a rugat cineva odată? Stăm în genunchi, am înghețat, zici că a, fuc, a coborât polul, polul, nord acolo, zice și te rog să-mi și păcatele pe care le voi face de aici încolo. M-am ridicat și am plecat, dar nu mai fost nimic de comentat să mier -mi și păcatele pe care le voi face de aici încolo. De ce? Pentru că eu sunt specială, Dumnezeu are mine de mine. Pe păi hai să fim speciali în a alege binele. Îți <laughs> înțeles? Deci urăsc filozofia asta, pentru că din nefericire este, o, nu este altceva decât o tortă dulce pe care ne-o întinde diavolul este rezultatul filosofiei cât de mult aș putea să păcătuiesc pentru ca totul să fie mântuit. Da, sigur că da. da. Deci unde este, unde este limita dincolo de care se surpă totul sub mine și prăpastia? De ce? Pentru că avem mentalitatea corigenților. Avem mentalitatea supraviețui. Da, mentalitatea... Sub mine să se tragă linia. Cinciul ăla nenorocit. Deci nimeni nu gândește mai mult de atât. Deci ma, încă mai sunt și glume pe care eu când le aud așa ceva... Uh, 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 pur și simplu mă, mă supăr rău ce, după, ce, ce aglomerare va fi după ușa, ușa mântuirii. Nici pomeneală de așa ceva. Sunt mentalități ieftine și arată cât de greu, cât de grav am ajuns noi în privința ta. Frăi, eu sunt special. Nu, eu nu cred în această, acest gen de milă. De ce? Pentru că ea nu arată spre Dumnezeu pe care îl cunosc. Da, Dumnezeu este milă, dar este o milă înțeleaptă. Nu este o milă de ordin naiv, nu este o milă absurdă, nu este o milă care arată slăbiciune, este o milă care arată tărie, este o milă care arată știință. Nu e o milă din aceasta de gen o l-am păcălit și pe ăsta încă o dată. Care este teza biblică a acestor alegeri frumoase de partea lui Dumnezeu pentru ca în totalitatea lor să vorbească despre sfințire? Care da. este voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu, spuneam, este întotdeauna 1 sau în 4 cu 3 să fim sfinți. Ce bine este că noi cunoaștem voia lui Dumnezeu și nu mai rătăcim, nu mai ne este teamă, însă când privim spre alegeri, noi trebuie să știm că suntem parteneri cu Dumnezeu, folosind patru repere pe care le-am și spus, cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea, relația de părtășie, cugetarea la ceea ce am de făcut. Alegerile reprezintă un parteneriat pentru că Dumnezeu vrea să am un puternic discernământ, pentru că vrea să fiu matur, pentru că El vrea să cresc, să mă dezvolt, pentru că arată dragostea pe care o am în inimă și, nu în ultimul rând, mă face pe mine să îmi arat creativitatea, unicitatea. Teza biblică care stă la baza afirmațiilor făcute se găsește în Ecleziastul 9 cu 7 și următor. Căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Cu alte cuvinte, alegerea pe care tu ai făcut este o alegere pe care Dumnezeu o binecuvântează, pentru că ai avut la bază cele patru repere. Dumnezeu se bucură El împreună cu tine. faptele ca să umbli în ele. Sigur, ți-a pregătit faptele să umbli în ele. Deci Dumnezeu se bucură de alegerea ta, se uită și spune, o, oh, ce va alege? O, oh, dar ce frumos a ales! Extraordinar! Deci Dumnezeu se bucură de lucrul acesta, dar urmează versetul următor, dar, care este un adversativ, cu alte cuvinte, în alegerea ta urmărește acest dar, care este voia lui Dumnezeu, hainele să-ți fie albe. În orice vreme. Dar hainele să-ți fie albe. Fă tot ceea ce vrei, dar hainele să-ți fie albe. plimbă de pe unde dorești, dar hainele să-ți fie Dacă albe. Dacă ne uităm la hainele noastre, Florin, observăm în mod real că nu sunt chiar atât de albe de fiecare dată. Ale mele. Eu pot să spun în dreptul hainelor mele. Doar ale mele. Bun. Ai dreptate. Spun ale mele. Ce șansă mai am atunci? Nu este un dar de la Dumnezeu că am posibilitatea să le văd că sunt de fapt gri? Este un dar fantastic că eu pot să am încă capacitatea de a analiza corect. Ferească Dumnezeu de ziua în care mi s-au ars circuitele și o gândesc absurd. Și gândesc că sunt albe când coloile să fie gri. Ferească Dumnezeu de ziua în care nebunia pune stăpânire pe facultatea aceasta de a judeca și o numesc binele rău și răul bine. E o nebunie. Câte vreme astăzi eu și poate cei ce ne privesc și ne ascultă, avem acest dar imens de a vedea că nu suntem așa de bine cu Dumnezeu cum ne-am fi dorit și cum știm că ar trebui să fie, atunci nu rămâne decât să facem următorul pas în logică, următorul pas în, în bun simț, și anume să schimbăm rapid tot ce știm că ne-a dus aici, în situația de a spune că hainele nu sunt albe. Pentru că Dumnezeu asta vrea. Dumnezeu ne dă acest dar al observației. Și al dacă analizei. doare, atunci când schimbăm? Haideți să spunem în felul următor: comparăm două dureri. Durerea de a te schimba acum, cu o serie de consecințe, durerea de a face schimbări care probabil vor aduce mari suferințe, sau durerea dincolo de care nu mai există speranță. Asta este o durere dincolo de care există șansa să-mi fie bine. Mai există o durere în veșnicie, când dacă nu-mi schimb hainele, să le fac albe, aceea este o durere dincolo de care nu mai există recurs. Este o durere veșnică, din de care eu nu mai pot schimba nimic. Sentința va fi definitivă. Din nefericire, sunt de profesie și pot să spun că în momentul în care nu mai există uh, recurs, nu mai există niciun apel, în momentul acela uh, de este imensă. Și altă teză biblică? Mai există un cuvânt frumos în Isaia 26 cu 12, unde cuvântul Dumnezeu spune extra, tot ce facem noi, accentul cade pe noi, tu împlinești pentru noi. Deci noi facem și Dumnezeu împlinește. De ce? Pentru că El se uită la alegerile noastre, spune alegerea e bună, pentru că ai urmărit relația cu cuvântul, ai urmărit relația de rugăciune, ai urmărit relația cu semenii, cu cei ce sunt ai mei, ai analizat și atunci tot ce tu împlinești, eu fac pentru tine. Tot ce alegem, tot ce facem, El împlinește pentru noi. Dacă ne uităm obiectiv la societatea românească actuală, în general, Marile noastre nenorociri se datorează propriilor noastre alegeri greșite. Da. E adevărat sau nu? Absolut. În același timp, ne gândim care sunt factorii care influențează cel mai mult alegerile noastre greșite și observăm că sunt total diferiți de acest. Da, criteriu. pentru că la bază totdeauna va sta imaturitatea. Însă, ce înseamnă imaturitate? Egoism, plăcere de sine lucruri care țin de uh, felul nostru. de. Bun, dar uneori nu-ți place și te iei cu prietenii și influența lor este atât de mare încât trebuie să alegi cum vor ei, că dacă nu alegi cum vor ei, nu vei intra în niciodată în cercul lor. Deja ai făcut o alegere prin faptul că ai iubit să fii mai mult apreciat de ei decât de acela care cu adevărat are importanță să te aprecieze. Din momentul în care eu mă las influențat de prieteni este pentru că am făcut o alegere și alegerea mea este ca eu să fiu acceptat de ei. De ce? Pentru că imaginea mea din nefericire nu construiește... Uh, Cuvântul lui Dumnezeu nu construiește relația mea cu Dumnezeu, nu construiește binele pe care îl fac înaintea lui Dumnezeu, nu construiește raportarea la veznicie, ci o construiește cine? Prietenii mei o construiesc cu uh, cuvintele lor și atunci eu deja am făcut o alegere. Și atunci asta arată un ce? Un grad puternic de ce? De copilărie, de imaturitate. Totul se rezumă la același lucru. Imaturi, incapabili să discernem, incapabil să ne raportăm la dragostea lui Dumnezeu, incapabil să înțelegem ce a pus Dumnezeu în noi. Da, dar vezi atunci când te afli, spre exemplu, într-o poziție de răspundere și când ai de ales între următoarele două variante și zici, domnule, sunt aici pentru ce? Pentru ca să fac tot ce pot pentru țara aceasta, pentru slujba la care sunt chemat, pentru um, viitorul strănepoților mei, care probabil nu vor auzi prea mult despre mine sau în acest context în care toată lumea face așa sunt aici ca să agonisesc cât mai mult ca să profit cât mai da, mult Dar cine formează acest gen de gândire fie de un fel, fie de altul? Pragmatismul Îl formează Cornel Cuvântului Dumnezeu pentru că eu să pot să mă pot vedea ca fiind un instrument ca să mă pot vedea ca un instrument pentru ziua de mâine, ca să pot să am reprezentarea faptului că ce fac eu astăzi va avea consecințe pentru copiii mei, eu deja trebuie să am un raport cu Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Cuvântul Dumnezeu deschide orizontul, creează perspective pe care omul de rând nu le are. Pe de altă parte, în momentul în care eu fac această legere, spunând filozofia aceasta ieftină, apelând la ea, toți fură în țara asta nenorocită, etc., în momentul acela este clar că eu nu sunt într-o relație cu Cuvântul lui Dumnezeu, singurul care poate să-mi destupe mintea, nu sunt într-o relație de rugăciune, singurul care poate, singura rugăciune care poate să aducă inima mea într-o stare de comuniune cu Dumnezeu, nu sunt o relație cu oamenii adevărați, care cu adevărat au valori pertinente, și anume copiii lui Dumnezeu, și nu în ultimul rând nu stau să gândesc. Deci filozofia asta, fac și eu ce fac alții, de unde am luat-o? De la colț de stradă. Cât a durat? O secundă? Bun, spunem proverb latin, una hirunda non facit ver. Una, o nică nu aduce primăvara, da? Sau o coflare nu se face primăvara. Exact. Dar, te gândești, domnule, eu pot să aleg acum. Ce dacă aleg eu pentru mine, pentru satisfacția personală? Pentru că oricum pot să răstorn lumea asta, nu pot să răstorn România, nu pot să întorc pe dos întreaga lume. Fiecare doarme pe propria lui pernă. Și în momentul când am închis ochii seara, eu vreau să am liniștea să că am făcut ce este drept. Bun, eu nu pot să fac primăvară, nu, nu avut... pot să fac primăvară în toată țara. Dar nu e frumos să fie primăvară în colțul în care Crezi stau. eu eu Iosif liniștea sufletească în momentul în care um, a stat noaptea în temniță, după ce l-a refuzat-o pe soția lui Faraon? Pe câtă vreme el era preocupat să afle ce face paharnicul și pitarul, câtă vreme era cu urechea la ei, era clar și că nu era. cu ochii la fața da, lor? câtă vreme încă era interesat să facă bine pentru cel de lângă el, este clar că el, el a fost un om a cărei alegere a fost făcută conștient, din de care el avea pacea necesară. Nu i spuse Satana oare, mă, ai fost fraier. Uite, dacă ar fi ascultat, acum era. Cum să-i spună că Satana nu are prea multă creativitate? vine mereu cu aceleași vechi clișee. El are un patefon stricat în care pune același disc mereu. știu că a venit și la eu zi nu mai ai fost fraier, cum a venit și la mine și la toți alții. Dar important este ce răspunzi. El a răspuns, cine râde la urmă râde mai bine. Și peste 10 ani a râs. Până la urmă trebuie să înțelegi că în anumite momente totul se construiește cu răbdare. spre exemplu, unde a învățat limba coptă? limba egipteană, ca să poată să vorbească cu faraonul. În închisoare, ce academie bună a făcut. Și Dumnezeu acolo a pus să fie cine? Paharnicul și pitarul. oameni care slujeau aproape de faraon și care cunoșteau bine deprinderile curții regale, probabil chiar și o parte din protocol, ca să nu mai spun că limbajul lor nu era un... că el n-a stat cu tâlhar de rând. Pentru că contează în închisoare dacă... Cu intru... cine stai? Pe contează. Deci aia nu a fost o închisoare, a fost o închisoare politică dacă vrei. Deci important este că acolo eu îl văd pe un Iosif care e liniștit. Prin ce? Care e argumentul suprem? Păi din momentul în care poți să asculți plângerile altuia și nu să fii absorbit te lamentezi de, de... Deci nu ești absorbit de plângerile tale. Nu ești cu totul și cu totul terifiat și blocat că tu n-auzi decât jelania din capul tău. Azi no am descoperit ceva extraordinar în această istorie. Închisoarea lui Iosif se afla probabil undeva în sub stolul casei lui Potifar. Da, anuși, da, da, este dar... evident. N-am știut lucrul ăsta până seara când am citit și probabil că el era foarte bucuros că stăpânul lui n-a crezut-o pe doamna lui 100% da, motivul pentru care și eu cred lucrul acesta este că dacă ar fi fost un om care să fi crezut că Potifar a crezut, prima călătorie după ce a fost investit, o făcea până la casă lui Potifar, dar n-a făcut lucrul ăsta și da. aceasta arată până la urmă tăria unei alegeri făcute cu Dumnezeu nu pun pe seama nenorocirii, gândul că sunt acolo, dar nici când am putere nu mă răzbun. Pentru că Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat fie numele lui. Aș vrea să spui un cuvânt pentru finalul emisiunii noastre, Florin. Um, în, în, în ce context? În contextul în care unii oameni au făcut alegeri foarte greșite și nu mai pot suporta consecințele, în sensul că au fost departe de Dumnezeu, au greșit în alegerile lor. Își dau seama că după alegerile lor, consecințele sunt dramatice. Se gândesc că n-au șanse să mai împlinească idealul Lui Dumnezeu în viața lor, adică sfințirea lor, datorită poverilor care sunt peste ei. Am chiar un prieten care mă sună și îmi spune nimic nu s-a întâmplat, mă rog pentru el. Sunt jos, simt că mă scufund, simt că n-am -am făcut ce trebuia. Am strigat către Dumnezeu, nu îmi răspunde, nu știu ce să fac. Le, le spun următorul lucru, cum le spun și mie să se ducă repede până la oglindă, să se uite în oglindă, să se pipăie și să spună mărire lui Dumnezeu că viu. Asta înseamnă șansa ca ziua de astăzi să fie altfel. Când m-am trezit dimineața și am văzut că în, sunt viu, asta înseamnă șansa pe care Dumnezeu a dat-o ca să se schimbe ceva. Apoi, ceea ce eu îndemn pe fiecare dintre noi este următorul. Oameni buni, încercați să înțelegeți că a fi credincios nu înseamnă ca să confiși pe Dumnezeu și cer pentru tine. Deschideți-vă ochii și ajutați pe oamenii care trec prin greutăți. Doresc în mod deosebit ca oamenii credincioși, bisericile, să se unească în rugăciune. Sunt oameni care nu mai pot să o ducă de unul singuri. Sunt oameni care pur și simplu nu se mai pot ridica. Și atunci este nevoie ca ce? Să se arate dragostea celor mulți. Este nevoie ca fiecare dintre noi să fim atenți și să ducem la cunoștința oamenilor lui Dumnezeu poverile pe care le-au cei de lângă noi. Este drept cuvântul că unii nu mai pot. Este drept cuvântul că unii pur și simplu s-au prăbușit. Dar eu ce fac? Poate că mie mi-este bine. Pe atunci nu sta și zâmbi la cer crezând că tu ești cel mai și cel mai. Special. Nu, mulțumește lui Dumnezeu că a îngăduit un bine. De ce? Ca să ai putere să pui umărul să ridici pe cel de lângă tine. Pentru că este scris. Plângeți cu cei ce plâng. Purtați-vă unii altora sarcinile și astfel veți împlini legea împărătească a lui Hristos. Binele din viața mea nu e o întâmplare. Binele din viața mea nu este altceva decât modul prin care Dumnezeu îmi spune du-te și ai grijă de cel care este mai greu. Uniți-vă, fiți atenți, pentru că până la urmă asta înseamnă Hristos, Dumnezeu, credință. Să fiu cu ochii în patru, dacă unul nu mai poate, să mă duc eu care pot și să-mi fac partea. Tu, eu și fiecare dintre noi. Atât, nimic mai mult. Ești viu, e darul lui Dumnezeu și promisiunea că se poate schimba. Doi, trebuie să ne unim noi din credincioși. Să găsim ologii, slăbănogii, orbii și să le spunem afară soare, rugându-ne pentru ei să credem că într-o zi Dumnezeu va schimba. Nădejdea nu pierde. În dragoste pot fi măsurat și să fiu slab. În credință pot fi măsurat să n-am fapte multe. Dar în nădejde, prieten, până la cer și înapoi. Nădejdea nu e măsurabilă. Duceți-vă cât de tare puteți. Dar cum? În unitate și în dragoste unii față de alții. Mulțumesc foarte mult pentru acest orizont pe care l-ai deschis și în seara aceasta. Pentru bucuria de a ști că suntem conlucrători cu Dumnezeu. Partenerii Lui. Nu trebuie să avem creierile spălate. Că trebuie să gândim eu atunci insult, când alegem. E insultă să nu gândești pentru bucuria de a ști că uh, orice om sincer poate să afle care este alegerea cea bună în orice situație de viață s-ar afla atunci când urmărește binele suprem și anume voința lui Dumnezeu este sfințirea lui. Aceste criterii pe care le-ai dat uh, cuvântul și relația ta cu el, relația de rugăciune, relația de părtășie cu oamenii care te iubesc, meditarea, cugetarea, analiza ne fac să alegem bine și aceste uh, extraordinare repere ca răspuns la întrebarea de ce Dumnezeu ne lasă pe noi să alegem, și anume discernământul, maturitatea, am aici, încrederea, creativitatea și dragostea de Dumnezeu, pot să dovedească preocuparea deosebită a lui Dumnezeu pentru o făptură minunată exact. pe care suntem fiecare dintre noi. A fost împreună cu noi, doamnelor și domnilor, pastorul Florinianovici de la Biserica Pedicostală Betel din București. Vă, mulțumem, vă mulțum, îți mulțumesc pentru că ai venit Cu mare drag Și sunt convins că sunt în asentimentul telespectatorilor Te mai și la o emisiune viitoare Ne propui așa în perspectivă Un subiect Cine știe Da, mă frământă de ceva vreme Principiul ungerii duhovnicești am auzit foarte multe gânduri despre ce înseamnă ungerea și aș vrea să vorbim ce înseamnă până la urmă ungerea, cum se poate obține la cei bună ea, că am văzut că unii oameni sunt unși și lui Dumnezeu, unii sunt un suroși și e o, de e o deosebire foarte mare între a fi uns și un suros. Un și se strecoară prin viață, unii o cam încasează. Da, foarte interesant joc de cuvinte și merită să ne gândim la lucrul acesta. Plus că zâmbetul tău știi, mă face mereu să revin cu plăcere pe mă bucur mult, Mă bucur mult pentru, pentru că ai fost cu noi și că vei mai fi prin Harul Lui Dumnezeu. Domnilor și domnilor, nu uitați niciodată că România nu este doar pământul pe care călcăm, ci și cerul deasupra ei. Sunt Cornel Dărvășan. Noapte bună tuturor!